Pe 98.3 FM și online pe bucureștefm.ro continuă City Break-ul de weekend live de aici de la Romexpo. Vă spuneam că la salonul bicicletei se găsesc și alte lucruri interesante, nu numai biciclete, accesorii pentru biciclete, dar și, uite, am vorbit un pic mai devreme, metode de terapie, dacă ai o problemă până la urmă și vrei să biciclești cu ghilimele de rigoare, dacă vrei să dai la pedale într-un mod profesionist, ar trebui să faci și iatsu. Iar dacă vrei să-ți folosești bicicleta într-un alt scop, adică într-o expediție de-asta inițiatică, aș putea spune, poți apela cu încredere la cei de la Bike Explore, pe care i-am găsit astăzi la lansarea produsului lor, bikeexplore.ro. Și cu ocazia asta, uite, îl salut, pentru că a venit aici alături de noi, pe Filip. Bună ziua! Era să zic salut. Bună dimineața, că eu sunt obișnuit cu bună dimineața la radio. Filip Ciurel, da? Da, Filip Ciurel. Filip, chestiunea care pe mine m-a frapat și pentru care l-am ales pe Filip să-l aduc aici în difuzoarele voastre și pe bucureștefm.ro live, îl puteți vedea acolo, a fost vârsta lui Filip. Câți ani ai, Filip? 25. 25 de ani. Și la 25 de ani tu ai făcut așa, facultatea de... Facultatea a fost de business management, am studiat în Anglia. După m-am întors în România, unde am făcut ceva internship, am stat un an să obțin puțină experiență. Și am plecat mai departe în Barcelona, unde am făcut un master tot în management. Și de ce te-ai întors din nou în România? M-am întors din dragul de țară, îmi place țara, îmi plac românii, îmi plac oamenii și cred că este datoria... Trebuie să faci militar dacă ți-e drag de țara asta. Sau parlamentar? Am 25 de ani mai. Sau să parlamentar, vedem. Nu ți-ar plăcea așa să fii membru al guvernului? Dacă ai fi ministru, în ce minister ți-ar, sau ce minister ți-ar plăcea să conduci? Sincer, nu mi-am pus problema așa și cred că schimbarea stă în mâinile noastre și am prefer să fac ceva concret, plecând de la micul context pe care îl pot schimba eu. Concret, ai venit în țară și ai lucrat într-o multinațională. Am lucrat, da, într-o multinațională. Și De ce ai părăsit? Fiind o persoană, eu mă consider creativă. Am părăsit corporația pentru că nu mă simțeam destul de încastrat cumva în acel mediu. Nu era un mediu de lucru pe gustul meu. Și nu mă mulam foarte bine și am vrut să fac ceva cu mâinile mele, să fac ceva chiar pe gustul meu și din pasiune, și fiind pasionat de bicicletă de peste 12 ani, am decis că pot combina această pasiune și cu un business și cu acest drag de țară de care vorbeam mai devreme, să le arăt românilor din nou țara, să-i ajut să o redescopere, să ajut economic zonele drăguțe care încep să apară prin țară, conace restaurate, mori de apă restaurate, sate părăsite, cum este Lindenfeld, de exemplu. Sunt multe lucruri de văzut dincolo de oraș și omul cred că stă suficient de mult în oraș încât să aibă nevoie de această întoarcere la natură, întoarcere la viața satului, la aer curat, la mâncare bună, la liniște, la mișcare. Și să vezi pe bicicletă. Și la, da, îl trimit și ne vedem acolo, da, toate turele sunt... Concret, în momentul în care tu ai abandonat multinaționala în care lucrai, corporația în care lucrai, ai considerat că acolo nu-ți poți lua avântul care ți se cuvine și avântul pe care l-aveai în perioada aia, ți s-au tăiat toate aripile și ai preferat să faci ceva pe cont propriu. Cum ți-a venit ideea de a face turism de explorare, bike explorer? Eu mă dau cu bicicleta, după cum ziceam, de foarte mult timp, de vreo 12 ani, și în ultimii 4 ani, 5 ani, să zic, am început să ies la ture mai mari, mai lungi pe bicicletă și am fost uimit de cât de multe lucruri poți vedea, cât de mulți oameni poți vedea. Care a fost ruta cea mai lungă pe care ai făcut-o pe bicicletă? Cea mai lungă, cred că am venit eram în facultate, am venit de la Brașov până la București pe bicicletă. Dar a fost la București cu bicicleta, da? A fost o ambiție să mergi de la București la Brașov cu bicicleta? Că e de urcat acolo. E de urcat. Deci la deal e ca război, mulți vitești se arată. Da. Dar apropo, 175-200 de kilometri, de ce ceva? Cam așa, da. Da. Deci asta s-a întâmplat acum cât timp? Acum vreo 5 ani, cred. Și ai văzut locuri frumoase și ai zis, bă, eu vreau nu, să... Nu, aia a fost cea mai lungă tură. Locuri frumoase am văzut pe creasta Baiului, am văzut în Munții Măcini, o zonă care m-a... În Dobrogea, acolo, da, frumos. Da, da, e o zonă puțin cunoscută, aș zice, cel puțin pentru București. Nu știi, Dobrogea, sunt cunoscut, se studiază la geografie, să știi.
Da, de la geografie până la, na, da, până la explorare. Dar cred că marea lume merge totuși pe Valea Prahova. Spune-ne, da, de ce, de ce ar trebui să aleagă, cine se gândește să facă chestiunea asta, bike exploring-ul? Adică nu e destul de obositor să mergi așa? Nu este, prin turele Dobrogei, prin... Turele sunt, sunt accesibile pentru persoanele care merg, să zic, o dată sau de două ori cu bicicleta pe, pe săptămână. Da. Sunt ture care nu pun persoanele în pericol, sunt ture pe drumuri forestiere, prin sate, în locuri deci mai puțin circulate. Nu se întâmplă, da, dificultăți prea mari? Nu. Așa? Așa, avem pauze, adică este, se merge într-un ritm relaxat, nu este ca la un concurs de cross country, unde alergi acolo 2-3 ore și îți dai duhul. Bikeexplore.ro este site-ul vostru pe care ați pus, da, destinațiile accesibile în momentul ăsta. Da, Bikeexplore cu un singur E. Da, Bikeexplore. Da. Bikeexplore. Cu capa, evident. Mm-hmm. Spune-ne, încotro o putem lua deocamdată? Care sunt destinațiile pe care le aveți disponibile? Primele trei destinații sunt în zona Bran Moeciu. A doua destinație este în Munții Măcini, de care vorbeam mai devreme, și a treia este în dealurile Buzăului, unde vom face și degustări de vin, ne oprim la crame și... De ce ar trebui cei care ascultă să apeleze la voi și nu pot pleca de unii singuri? Pentru că noi oferim asistență tehnică pe drum, după cum zic, nu știu dacă am zis mai devreme, dar eu m-am dat 9 ani de zile la, am făcut downhill cu bicicleta, sunt probe de coborâri și am destul de experiență, pot împărtăși cu ei și pot duce pe, o să avem skill camp-uri în care o să învăț poziția corectă pe bicicletă, tehnici de coborâre, de viraje și așa mai departe. Așa. Seara ne strângem toți la un foc de tabără, așa, și eu mă ocup de organizarea pachetului, omul doar plătește, se suie mașina, a venit acolo și nu mai are nicio problemă, nicio grijă, nicio grijă. Deci, până la urmă, totul se transformă și într-un Facebook de ăsta real, în real life, o socializare, da, adevărată. Da, da. Unul dintre oameni noi, nu unul dintre motivele, scuze că am, unul dintre motivele noastre sau pentru care vii cu noi este că ești offline, care lucru care în ziua de azi cred că este un ai Facebook? Un lux. Nu am Facebook, l-am șters acum un an jumate. De ce ți-ai șters contul de Facebook? Că te ajută foarte mult. Uite, acum ajută, inclusiv să-ți promovezi produsul. Nu, pagina de Facebook există pentru Bike Explorer. Pentru produs. Pentru produs, da. Dar da, pentru Filip pagina Firel nu mai există Facebook. Nu mai există pagina de un an jumate aproximativ. Păi da, dacă ai un fanpage, da? Trebuie, da, să-l administreze cineva. Cine îl administrează? Că mai știm și noi Facebook. Ideea este că o să reactivez în curând din așa, dar sunt pe Instagram activ personal, da. Da, mă rog, Instagram-ul văd că ia un avânt de ăsta, da, puternic, mai puternic decât Facebook-ul. Trei motive pentru care ar trebui să alegem bikeexplore.ro și n-ar trebui să mergem de unii singuri cu bicicleta în expediție. Păi unul dintre motive este că noi suntem toată ziua pe munte și găsim într-una trasee noi, cu priveliște accesibile, distractive și... Bun, ăsta e primul. Al doilea este că nu ai nicio grijă. Noi ne ocupăm de absolut tot. Și al treilea este că ești offline. Exact ce ziceam mai asta devreme. Asta e foarte important să fii offline. Noi avem 6 motive pe site, am vorbit doar despre 3. Da. Locurile care mergeți sunt și ele offline? Adică nu există semnal la internet, la telefon? La... Ba nu, există semnal. Probabil pe un vârf de munte s-ar putea să dăm și de zone care nu au semnal, dar ideea este că uiți de laptop, uiți de mail-uri, uiți de Facebook, ești prezent și trăiești momentul. Nu, mintea ta și slogan, corpul tău sunt acolo. Care da, sloganul vostru? Trails Becoming Stories. Ne considerăm că din fiecare ieșire la munte, din fiecare trail, din fiecare potecă, iese o poveste frumoasă. Pentru că poteca te poartă și prin natură, și prin sate, și... Na, Filip Ciurel de la bikeexplore.ro și mâine de la 10 la 18 tot și aici mâine, la da, bicicletei, da, da, pentru cei care vor să te cunoască. Astăzi ai făcut lansarea oficială a acestui produs, nu? Da, astăzi a fost lansat oficial, chiar aici la salonul bicicletei. Ceva lume să vă cunoască astăzi, interesată de voi? Am avut lume care s-a bucurat că i-am abordat de pe culoarul pe care mergeau, după ce le-am explicat toată... Despre ce e vorba, conceptul, da? Da. A fost lume care mi-a mulțumit că fac treaba asta, lumea a fost în general impresionată, feedback-ul este unul pozitiv și eu sunt ușor plăcut, surprins sau șocat chiar, îmi spune, da. Multă poftă pe mai bun departe și sper să ne auzim tot aici la București FM cu vești mai bune de acolo. Mersi și aș mai vrea să dau încă un lucru, eu într-o lună, la începutul lunii mai, am să plec pe El Camino de Santiago, plec într-o expediție de 1100 de kilometri până la Finistere, din sudul Franței.
Și tot ce blogul mai auzeam și... de el. Da, mai auziți de mine. Așa. Iar blogul de pe site-ul Bike Explore o să fie... Adică acolo puteți vedea toată expediția, poze de pe traseu și tot ce voi face. Mulțumim tare mult, Filip. Multă baftă pe mai departe. Mersi mult. Ne vedem și mâine și de la 10. Ne vedem pe bicicletă. Tot aici. Ciao. La salonul bicicletei. București FM. Știrile care îți vin la fix și genul tău de muzică.